Începând de luni și până duminică, Reghinul va fi gazda unei tabere de creație a artei contemporane. Proiectul organizat de Asociația Carte se va desfășura la Pădurea Rotundă și cuprinde mai multe ateliere de creație, sub îndrumarea artiștilor plastici Aurel Cornea, Simion Moldovan, Octavian Pârvan și Ștefan Ungureanu. Doritorii vor putea lucra în natură, având ca inspirație pădurea și tot ce o înconjoară. De asemenea, vor fi și proiecții de film în aer liber, în anfiteatrul din pădure, unde va avea loc și un spectacol de teatru de improvizație. Proiectul se bucură și de o colaborare cu British Council, care pune la dispoziția cinefililor 4 filme europene premiate la marile festivaluri internaționale. Așadar, din 13 și până în 19 august, Reghinul va fi capitala artei contemporane, iar doritorii sunt așteptați să participe cu mic, cu mare, la tabăra de creație intitulată simplu Pădurea Rotundă.